Deci suntem din nou în direct. Atunci să analizăm, mi-e vine foarte greu acum să analizez, probabil merg de 100 de ori mai încet decât ar fi normal. Deci cântece El Pastor, Adio Granada, Sierra Nevada, tot felul de Torna Suriento. A fost o anumită infuzie, să spunem, de cultură occidentală făcută în România, pentru că lui Ceaușescu i s-a spus că nu se bagă nimic aici, nu l-ajută deloc să facă fabrici și nu cumpără marfa. Nu a fost nicio revoluție, să spunem. Cum erau oamenii de la Cenaclu Flacăra, erau foarte rău văzuți, se spune că am avut melodiști acolo, deci puștoai cu tu ai sânge de viper, eco, hai, deci nici Adrian Păunescu nu a fost bine văzut, să spunem, de gașca fundamentală de comuniști complet inculți și degenerați complet din punct de vedere genetic. Dar eu, bine cât am stat acolo, să spunem, ei jucau teatru, deci nu se știe ce-s cu violoniștii ăștia, din atâtea mari ar părea că sunt cam teroriștii, așa sunt și femeile astea actrițe porno care erau la Super One atunci, aici se turna, sunt teroriști, agenți teroriști și nu teroriști puțin, teroriști mult. E extraordinar de grav, deci ce a fost aici, deci cuibul de mitraliere era de teroriști, ar fi tras aici, dacă nu susținea Bucureștiul. Atunci am văzut câteva fețe din astea de femei care postrau femei cu mitraliera. Aveau tot felul de transformeruri din astea genetice, se duceau la acest profesor universitar declasat, care v-am spus că nu avea nicier niciun studiu, Furpăreanu, de la etajul 9, de la garsonieră. Garsoniera, să spunem, cu vedere spre răsărit soarele. Extraordinar de negativ, extraordinar de negativ situația aici. Nu s-a mai făcut cuibul de mitralieră acolo, dar aici s-au postat agenți teroriști care stau de atunci, din 89, până acum, vedeți, în 2017, și că i-au pus pe relația cu China. I-au pus pe relația cu China, când se duce în China, se duc și ei dracului. Dar nu sunt pregătiți absolut deloc, deci nu știu absolut nimic, deci elemente de stopare a unor manifestații, cum se fac niște scuturi puse unul peste altul, cum se fac niște baricade. Absolut nimic nu știu, sau să umfli, să spunem, un dispozitiv din ăsta, cubic, din Kevlar, să-l umfli cu pompa și să blocheze strada acolo împotriva manifestanților, în plus complet, elemente, să spunem, genetizate, cumva să fie teroriști și de doi bani, adică genetizați complet, în stil terorist.